Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Victoria Petraru și vă prezint Ora Știrilor. Republica Moldova a ratat cea de-a treia tranșă din asistența macrofinanciară oferită de Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, într-un interviu live oferit pentru portalul cotidianul.md. Totodată, fostul premier susține că anume președintele Igor Dodon s-ar face vinovat de acest lucru, deoarece șeful statului ar fi îndeplinit un ordin venit de la Moscova. Potrivit liderului PAS, Maia Sandu, țara noastră a pierdut a treia tranșă din sprijinul european în valoare de 800 de milioane de lei, deoarece nu au fost îndeplinite condițiile impuse de către Uniunea Europeană. Este vorba despre separarea Moldova Gaz, segmentul de transportare să fie separat de cealaltă parte a companiei, așa încât Rusia, prin Gazprom și prin acțiunile pe care le controlează la Moldova Gaz, să nu mai controleze sistemul de distribuire a gazelor în Republica Moldova și noi să scăpăm de acest monopol. Deci asta este condiția Uniunii Europene, să devenim independenți. Dar Parlamentul, în sens că majoritatea parlamentară și guvernul nu-și dorește acest lucru. Maia Sandu a mai declarat că 400 de milioane de lei din suma care urma să ajungă în bugetul țării ar fi venit sub formă de donații și ar fi fost investiții binevenite în mai multe sectoare ale economiei. Ar fi ajuns bani să dea, că noi tot asta am zis, minim vreo 300 de milioane de euro să dea pentru agricultură, pentru compensarea pierderilor în agricultură. Ei au decis că o să dea 100 de milioane. Asta nu este suficient și nici nu este în buget, nu sunt în buget nici aceste 100 de milioane. Și 300 de milioane, dacă cel puțin dădeau pentru asigurările, deci pentru compensarea pierderilor în agricultură, 150 pentru Horeca și le mai rămâneau bani. Solicitați de noi șeful adjunct al Serviciului Informare și Comunicare cu Mass Media din cadrul guvernului, Marina Nani, ne-a comunicat că nu comentează aceste declarații, iar purtătorul de cuvânt al președintelui, Carmen Asterpu, nu ne-a răspuns la telefon și nici la mesaj. Amintim că recent Uniunea Europeană a aprobat acordarea 30 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Este a doua și ultima tranșă din asistența macrofinanciară oferită țării noastre. Cea de-a treia tranșă, în valoare de 40 de milioane de euro sau 800 de milioane de lei, a fost însă anulată deoarece principalele condiții pentru debursarea banilor nu au fost îndeplinite. Încă o moldoveană a pierdut noaptea trecută lupta cu virusul COVID-19. Este vorba despre un bărbat din raionul Florești, în vârstă de 54 de ani. Potrivit informațiilor oferite de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, la această oră, 404 persoane infectate cu virusul periculos se află în stare gravă, dintre care 25 sunt intubate. Până acum, în Moldova au fost înregistrate 21.442 de cazuri de îmbolnăviri. Totodată, în ultimele 24 de ore, 254 de pacienți au fost externați după ce s-au vindecat, iar numărul total al celor care s-au tratat de COVID-19 a ajuns la peste 14.850. De asemenea, în această dimineață, purtătorul de cuvânt al Partidului Acțiune și Solidaritate, Aurica Rusnac, a confirmat pentru noi că niciun deputat PAS nu este infectat cu noul coronavirus. Aceștia au fost testați după ce un angajat al fracțiunii PAS a contractat virusul. Cu peste 4 milioane de contaminări cu noul coronavirus, Statele Unite au înregistrat pentru a 8-a zi consecutiv peste 60.000 de noi cazuri de infecție. Și țara vecină, România, a raportat marți un număr record de noi îmbolnăviri, aproape 1.000, iar autoritățile au informat că vor fi reimpuse unele restricții. Între timp, Suedia anunță că se așteaptă la 3.000 de decese suplimentare provocate de virusul periculos. Presa de peste Prut scrie că după ce România a înregistrat marți un număr record de cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus, 1.000 de infectări, autoritățile de la București au anunțat că urmează două săptămâni dificile în care trebuie să reimpună măsurile de protecție. Mai mult, va intra în vigoare legea carantinei și izolării prin care se încearcă preîntâmpinarea cazurilor care au luat amploare recent, când oamenii diagnosticați cu virusul COVID-19 refuzau internarea și tratamentul și mureau acasă la câteva zile distanță.
Suedia, care afișează deja unul dintre cele mai grave bilanțuri din lume pe cap de locuitor, a făcut public marți scenariul în care ar putea fi înregistrate 3.000 de noi decese cauzate de coronavirus. Bilanțul pandemiei în această țară a atins peste 5.600 de decese și peste 78.000 de cazuri confirmate, plasând statul nordic în plutonul de frunte a celor mai afectate țări din lume. Asta chiar dacă autoritățile constată încetinirea apariției de noi cazuri de cazuri grave și decese. Potrivit Agenției Suedeze pentru Sănătate Publică, scenariul cel mai probabil la care se așteaptă este apariția mai multor focare în întreaga țară. De departe, cea mai afectată din lume în valoare absolută, Statele Unite, după o ameliorare spre sfârșitul primăverii, cunosc de mai multe săptămâni o explozie a numărului de infecții confirmate, mai ales în sudul și vestul țării. Aproape 53.000 de americani au fost testați pozitiv, un record pentru ultimele 24 de ore. În aceste condiții, anumiți guvernatori au revenit la restricții. În California sunt închise plajele, iar în New York se amână redeschiderea restaurantelor aflate în interior. Iar președintele Donald Trump a recunoscut marți gravitatea pandemiei de COVID-19 în Statele Unite și a implorat pe tineri să evite barurile aglomerate. Oficialul a recomandat pentru prima oară oamenilor să poarte măști de protecție atunci când distanțarea fizică nu este posibilă. Deputatul pro-Moldova, Ruxanda Glavan, anunță că îi va ataca în judecată pe premierul Ion Chicu și pe doi deputați socialiști, Vladimir Odnostalco și Bogdan Țârdea, pe care îi acuză de minciuni și speculații nefondate lansate la adresa ei. Solicitați de noi, aceștia avizați nu ne-au răspuns la telefon. COVID-19 a fost... Fosta ministra sănătății a anunțat că îl va ataca în judecată pe deputatul PSRM Vladimir Odnostalcu pentru că a acuzat-o de posibile scheme de preluare ilegală a depozitului farmaceutic cu capital preponderent de stat, Sanfarm Prim. Am decis să-l acționez în instanță pe deputatul socialist Vladimir Odnostalcu, care este reprezentantul unui grup de interese în Parlament și nici de cum nu este reprezentantul oamenilor. O dovadă clară în acest sens este faptul că atacurile în privința mea cu minciuni și calumnii au apărut imediat după ce am propus ca prin lege să fie interzisă privatizarea Sanfarm Prim. În cadrul aceleiași conferințe de presă, Ruxanda Glavan a mai precizat că își va face dreptate în instanță, unde îi așteaptă și pe deputatul socialist Bogdan Țârdea, dar și pe premierul Ion Chicu. Potrivit ei, motivul invocat ar fi minciunile și speculațiile nefondate lansate de ei la adresa sa. Voi iniția un proces similar în privința deputatului Bogdan Țârdea, care își permite alegații halucinante și prin minciună îmi atribuie acțiuni și fapte care pur și simplu nu au avut loc. Iar după ziua de luni am mai inclus un protagonist în acțiunile de judecată pe care le voi intenta, prim-ministrul Chicu. Amintim că săptămâna trecută, în cadrul unei conferințe de presă, socialistul Vladimir Odnostalco a acuzat-o pe Ruxanda Glavan că ar fi încercat să preia forțat societatea Sanfarm Prim încă în anul 2016, pe vremea când era ministru al sănătății. Acesta a prezentat și niște documente care ar demonstra acest lucru. Un lot de aproape 40 de tone de vișine și cireși moldovenești care urmau să ajungă în Federația Rusă a fost oprit la vamă. Potrivit serviciului fitosanitar rusesc Roselhoznadzor, în urma verificărilor, au fost identificați dăunători. Fructele din țara noastră erau exportate în orașul rus Krasnodar și au fost returnate expeditorilor din Republica Moldova pentru a preveni pătrunderea și răspândirea dăunătorilor de carantină pe teritoriul Rusiei. Cererile de reexaminare a pensiilor pentru limita de vârstă vor putea fi depuse și în mod electronic. Un proiect de lege care prevede această posibilitate a fost votat la ultima ședință a Parlamentului din această sesiune. Chiar și așa, mai mulți pensionari s-au adunat la biroul Casei Teritoriale de Asigurări Sociale din sectorul Râșcani al Capitalei. Ei spun că nu dispun de gadgeturile necesare pentru a se înregistra online și nici nu se pricep cum să facă asta. De cealaltă parte, reprezentanții CNAS susțin că schimbările vor fi implementate după ce legea va fi publicată în Monitorul Oficial.
După ce la începutul lunii iulie, postul nostru de televiziune a arătat atmosfera de la oficiile Casei Naționale de Asigurări Sociale din capitală, unde pe timp de pandemie zeci de pensionari stau în rând ore întregi pentru a depune cererile de recalculare pensiilor, guvernul a luat o decizie. Proiectul care permite oamenilor în etate să depună solicitările în regim online a fost votat de 68 de deputați. Până legea va fi pusă în aplicare de dimineață în fața Casei Teritoriale de Asigurări Sociale din sectorul Râșcani al capitalei, mai mulți oameni în etate au format cozi. Pensionarii susțin că noua lege nu le va fi de mare ajutor, întrucât nu se pot folosi de calculatoare sau telefoane performante pentru a accesa site-ul instituției. Dar vârsta noastră nu e de îndeplinit online. Trebuie să ai computator, trebuie să ai... Cunoașteți că puteți să completați și online? Poate se poate, dar mie mi-este mai ușor așa. Nu am încercat, dar așa mi-este mai comod. Eu știu că este, dar eu nu mă pricep. Eu singur nu știu cum să tas în online să lucrez. Mai comodă decât să lucrez. Nu mi-este comodă, ce să fac? Vin de nevoie. Mai mult, unii dintre pensionari afirmă că le este frică să se folosească de aplicațiile online. Problema este în ceea că nu fiecare vârstnic are acces la internet. Ne mai vorbim de ceea că fiecare nepot are notebook. Eu tot nu intru pe internet pentru că mi-e frică de escroci de bănci. Potrivit datelor oficiale, de la 1 ianuarie 2021 urmează a fi reexaminate pensiile pentru limita de vârstă pentru peste 18.000 de beneficiari. Anterior, deputatul Partidului Șor, Marina Tauber, a depus un demers la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dar și la CNAS, în care a cerut revizuirea procedurii de depunere a cererilor pentru reexaminarea pensiilor. Parlamentarul a propus ca solicitanții să nu mai fie obligați să depună personal cererile, dar să o facă prin intermediul reprezentantului legal sau unui membru de familie, în format electronic sau să depună documentele în cutia reexaminarea pensiilor. Parlamentarul a propus ca solicitanții să nu mai fie obligați să depună personal cererile, dar să o facă prin intermediul reprezentantului legal sau unui membru de familie, în format electronic sau să depună documentele în cutia poștală din incinta subdiviziunilor CNAS. Altercații între diaspora azeră și armeană la Chișinău. În această dimineață, comunitatea azerilor din Republica Moldova a organizat un marș în fața ambasadei Armeniei în semn de protest împotriva acțiunilor forțelor armate din țară lansate săptămâna trecută la frontiera dintre cele două state. Manifestația din capitala a degenerat însă după mai multe acuzații reciproce în violență, iar pentru a face ordine a fost nevoie de intervenția carabinierilor. Imagini video de la incident au fost publicate pe rețelele de socializare. Precizăm că astfel de marșuri organizate de comunitatea azeră au loc în ultimele zile în mai multe țări. Amintim că cel puțin 16 persoane au fost ucise de ambele părți de când forțele armate azere și armene au deschis focul la granița de nord-est în data de 12 iulie. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Eu sunt Victoria Petraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 19. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă alături de noi. La revedere!